Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Al patrulea incident la pasajul Unirii, nu în capitala de la zile. Capăt. Sâmbătă a fost, un autocar, firește, a lovit, mă rog, a rămas proptit cu aparatul de aer condiționat, limitatorul de înălțime. Venea de la intersecția, mă rog, asta nu mai are importanță. Dinspre Tineretului. Dinspre Tineretului venea, nu contează. Da, vezi că numai acolo, în partea asta nu îndrăznește nimeni. Dar din partea aia... În partea cealaltă, nu știu. Parcă numai dinspre, de la Budapesta, de acolo. Aparent toate, da, sunt pe sensul celălalt. Adică serios? Acesta. Uite că nu m-am gândit. Au ceva cu breteaua aia, cu bucata aia. Da. Cred că o să facem o rubrică. Accidentul zilei în pasajul Unirii. Știrea de la pasajul Unirii, se zice, nu accidentul zilei. Da, știrea de la pasajul Unirii, deocamdată n-am... Bine, acum, știi, te gândești, ce s-a întâmplat? Și a zgâriat unul plafonul, dar nu e chiar așa, că se oprește circulația, sunt o grămadă de oameni care pierd o mulțime de timp, se pierd bani, plus că există riscul să fie și cineva rănit. Când a intrat șoferul ăla de tir, șoferul turc de tir, s-a rănit, nu? I-a îndoit cabina. Mare noroc că i-a îndoit cabina, adică cu puțin ghinion putea să rănească. De data asta, la acest incident, aparatul ăla de aer condiționat de pe autocar, că era tita mai hrăboaie, adică nu vă imaginați că este o chestie de aia mobilă, omus prin cameră. Dita mai obiectul, ăla s-a desprins. Aparatul ăla de aer condiționat și a căzut pe o mașină. Și i-a spart parbrizul mașinii respective. Pagube, dă-i iar timp pierdut, ci ghinionul tău că ai trecut pe acolo pe unde a lucrat primarul de la sectorul 4 și a renovat în jos pasajul Unirii. Deci, încă o dată... Băi, ceva... E ceva neregul. Adică dacă până acum nu erau, acum sunt aproape zilnic. E clar că s-a schimbat ceva, clar că s-a întâmplat ceva. Și atunci niște oameni responsabili ar trebui să gândească, bun, cum facem noi să revenim cumva la situația de dinainte, că nu aveau loc astfel de incidente. Adică dacă înainte nu aveau loc incidente, nu... Nu cred că e așa ușor. Gândește că au oprit pasajul ăla o lună, două, sau cât a fost oprit odată, doi, niște bani au fost dați acolo, alți bani, altă distracție, altă firmă, și așa mai departe. Eu cred că toată povestea asta vine de la ideea creață că să punem noi un plafon fals cu lumini în pasaj. Păi nu e rău că e bine să fie luminat, că pasajul ăla era semi-întunecat permanent. Da. Și veneai vara, în mod special, când era luminozitatea aia puternică și intrai acolo, era beznă. Perfect de acord cu tine. Fără nicio îndoială că trebuie luminat. Pune lumini... pe stâlpi. Da, astfel încât să nu micșorezi distanța. Asta e altceva. Pe stâlpi. Da, au făcut, parcă suntem în birou. Și-au făcut plafon fals cu neoane. Bă, dă-mă încolo, sau cu ce stă acolo, leduri? Habar n-am. Bă, dă-mă încolo, deci de la plafonul ăla fals ai coborât cu 20 de centimetri și uite, acum să lovesc toate autocarele. Da. Nu e clar că treaba cu plafonul ăla fals nu e ce trebuie? Scoate plafonul fals, plus că ăla o să se murdărească îngrozitor de tare. Eu nu știu cum o să fie spălat. Habar am, nu știu, poate că s-au... Mă îndoiesc că s-au gândit, dar sper că s-au gândit că o să spele plafonul cu luminile. Bun, dacă nu merge cu plafonul fals, pune reflectoare pe stâlpi, în stânga și în dreapta. Na, și faci lumină. Care e problema? Adică, serios, încearcă cineva să rezolve problema asta, nu cât știu, mai așteaptă. Hai să, domnul primar, hai stabiliți o limită. La 50 de incidente schimbați, ziceți-ne cât să fie, 50 de incidente de-astea de trafic. Puneți 100. Să știm, în primăvară e clar că numai acum nu se mai poate face nimic, bă, da, în primăvară scoatem plafonul și punem niște lumini pe stâlpi în stânga și în dreapta și a rezolvat problema și ridicăm naibii poarta aia ca să nu mai blocăm circulația în centrul capitalei în fiecare zi. Aștept primele infiltrații, știi? Alea, apa care intră în tavanul la fals și începe să cadă bucată cu bucată. Da. Doamne ferește. Da. Plafon fals, frate. Stai seama, toți șoriceii din zonă să fie cei mai fericiți. Unde stai? În centru, la pasaj, la plafon. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.